cazul care, în realitate, iată cele mai interesante lucruri care s-au întâmplat săptămâna aceasta în România. Și da, sunt și alte știri decât acest ursuleț simpatic care a intrat să-și ia o pungă cu mâncare dintr-o vilă în Rânca. Situația de la frontiera României escaladează cu drone rusești care au atacat un port la câțiva kilometri doar de frontiera cu România. Un hoț a ajuns la spital în urma unui accident chiar în timp ce fura dintr-un tir de pe autostradă. Tirul se afla în mers, iar el a fost strivit chiar de mașina complicilor săi. Supranumitul pistolarul de la Gorj a fost găsit. Totuși, poliția a făcut o gafă înainte, prezentând un surdomut dintr-un sat ca fiind pistolarul de la Gorj în mod absolut eronat. Un tată și fiul său au fost bătuți de 4 indivizi într-un magazin Lidl pentru că le-au reproșat acestora că s-au băgat în fața lor la coadă. Iar agenții de pază pe care îi vezi în poză s-au uitat pur și simplu fără să intervină. 3 agresori din cei 4 au fost reținuți, iar agenții sancționați. Toalete, zic ei, de socializare la un liceu din Craiova, pentru că, după cum vezi, nu există separatoare. Noi taxe la cimitirul cu Sibiu, iar trasul clopotului e 2 lei. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a venit cu un discurs revizionist din nou în România. Ce știri ți-au atras atenția? Scrie în comentarii și dacă mai sunt altele și dă mai departe.